Ce faci? Borș. Ce spui mai întâi? Borș, cartofii sau pulet? Ce spui? În borș, ce spui mai întâi? Cartofii sau pulet? Ei, da, o de ori și spui tot. În borș mai întâi și spune cartofile sau curiecii? Cartofile. Păi și curiecii și mai repede? Tu te-ai îngrașat, da? Da, cum? Trăiesc bine. A? Trăiesc bine. Cât cântărești? 72. Cât? 72. 79? 72. Nu, normal, 72 e normal. Ei, hai, darletic, fă borșul, mănâncă și te odihnește. Odihnește bine, că mâinți și ca agureț la lucru. Păstrează sănătate. Șchiapă-te. Bun. Nu-mi la nechiptănat. Mă duc amur și mă frezez și n-am să mă nechiptănat. Hai, măi, și îmbrac-te frumușel, caută-ți niște jeans mai bunișori. Nu mă nu chitai, că azi am fost chiar aici la un magazin chitaiski, măi, o grămadă, bravo. Nu pot eu. Bun, bun. Tu doar ești frumos, bărbat, nu ești urât. Ne atrițai. Deci nu v-am gândit să te întâlnesc. Dar nu e că toate necazurile agriculturii le strângem. Da, mama, pe unde e? Mama e la Kamchatka. Tatăl meu de pe insulele Capul Verde. Și aici a făcut cunoștință cu mama. S-au îndrăgostit și în urma dragostei s-a primit Eduard. Dar cu regret, adânsul viza de învățământ s-a terminat. Pare mi se în 82 și a fost nevoit să plece. Să plece înapoi la dânsul în țară. Mama vroia să-ți plece, dar bunica nu i-a permis. Și cred că nu sunt drept să o judec acum, că e părinte. Timpul sovietic se numea Цаульский сельскохозяйственный техникум. Aici l-am învățat în perioada din 78 la 82. Aici și-a trăit, unde s-a avut trei cămine. În căminul 3 trăiau numai străinieri, din țări diferite. Aici a fost foieul, cam din partea cea din intrare, aici a fost camera unde stau și el. Încoace mărcă camerele care au trăit. Primul etaj. Lucrez din anul 93, în caminul 2 am fost primită la lucru. Când am trecut aici încă 2 ani, am lucrat caminul 3. Erau camere de 3, de 2, de 4 camere. Bucătărie. Aveau lavoar, liceu.
acum a fost cât am te duse, undeva în una din odăile este, la etajul 2, a trăit taică-mă, de supraintendent. Din care, cu părere de rău, nu mi-a rămas nimic. Признаєш, таке єсть? Все так, да. Браво. Ви, да, по я наскільки? П'ятунся, коли... Я, ка, іще не нам фас, ще, кер, ну, сам не куди. Тобі, я не стію абсолютно ділок під нас. Ну, да, ша, я, ка, кер, не стію ендул, ще... Пі, ма, сон, ма, пітіва? Ну, а істе, ну, пітіва, а істе є Лопес. Луїс Альберто Лопес да Соуза. Ăsta-i tata meu biologic. Nu știu. Pe ce l-am știu, pe Mațunga știu că ce-i, dar câți? Mai ai pe cineva? Nu, mai mult pe nimeni. Aici aveam surori, frate, verișori. Pe undeva prin 81 am intrat, am fost la vacte eu, am lucrat deodată. Și pe urmă comendant. Și apoi am lucrat undeva 30 ceva de ani comendant. Înțelegi? Mhm. Atunci erau câți vrei, pitețe știem, pitețe absolut. Îi pune pe moldoveni, unde era, îi pune cu unul straneț, unul de est. Și trăie într-o cameră. De ce? Așa că era pe atunci să... Că să arăte, că e drog, cum e... Este prietenie, nu-i discriminare, nu-i chestii de asta, da? Da, și trăiau, dar erau... Mulți erau din Mozambic, erau mulți. Nicaragua erau, Chile, așa de acolo. Nici nu pot să ne ghiu, parcă nici nu au fost așa ceva. A fost un caz, între afgani și negri a fost un război mare a fost acolo. Păi ce se rupeau. Dar din și cauza, din cauza religiei și nu împărțit. Din cauza fetelor, nu din cauza religiei. Dar și fete veneau în caz. Cătinși, frumos. Eu rusesc și ginerile iarniei. Tu ce-ai mint, băi? Nici n-ai luat. Nu mai ține nimic. Aia tu ai zis, știi ce zici? Tu-ți pomni, tu-ți pomni. Hai, lasă-mă! De ce? Știi ce n-ai zis? I-ai zis lui fiică mea. Chiar n-asta eu. Nu ți-ai mint, chiar n-asta eu. Dar chiar îi trebuie să ieși aici. Eu îmi place de tine. Serios. Băie de treabă. Vin, dar te duci. Mă duc eu mai departe. Mai vin de la voi. Mai vin! Asta viața de viața lui, așa? Bravo! Chiar mă bucur că te-am văzut și chiar am discutat sufletește. Păcat că nu știi pe tata tău. Nu știu ce sunt. La revedere! La revedere! Aici eu m-am născut. Aici e casa mea. Și aici am devenit racul Eduard. De la Țavu. Aici ne-am petrecut copilărie, adolescență. Și toate amintirile cele mai frumoase de aici strag. Aici am trăit cu bunica.
iarna, vara, tot timpul aici. Bunica ești pe plet, făcea mâncare de sărbători. Cum? Nu numai de sărbători, dar mi-aduc aminte anume de sărbători, de Paște, de anul nou, cum șfureau cotletele, adevnăile tare îmi plășeau. Prăjiturile, galoștele. Eu tot câteodată fac. Da, dar la Chișinău. Lejanca asta am dornit. E foarte călduros. Deci avem așa o scară improvizată. Uite că eram el, nu mă putem urca. Din el nu am făcut-o. Rest, rest. Na băcioc. Sau am cândva ca pământa să-mi fac numai decât lejanca. Aici e iarnă dormeam. Permanent am trăit aici. Casa, cum e primit la noi, pentru oaspeți. Păianjă, dezordine, părăsătă. Hai să mergem. Asta e Gioconda sau Mona Lisa. Tare îmi place portretul ăsta. De unde e el, nici nu știu. Trebuie pe versul, pe descrișă. Milă, поздравляю с 8 марта. Луис. Плататно. Trebuie mai mult timp de ficat dansul. Asta e bunica mea, în tinerețul. Praf. Portretul ăsta, țin minte, când a fost făcut, el a fost făcut de pe fotografie alb-negru. Erau specialiști, îmi vreau pensat și căutau fotografie alb-negru și propuneau așa servici. Să le fac color. Și s-a primit. Chiar s-a primit. Bunica am trăit, interesant. Tare mă iubit. Și eu o iubesc. Am crescut cu bunica că mama... hotărât să pleci. Pe lună. Să facă bani. Luna asta s-a întins practic până în ziua de azi. Nici nu mai țin minte în ce an a plecat mama. Știu că pe lună. Poate 89. 90.
Da, ne scriem, ne sunăm. Venim unul la altul în ospiție. Țin minte momentul când a plecat prima dată. O petreceam pe moșme, cu moșmea. Eram la calea ferată la Dulșeni, eu am pus o piatră pe șână, nu știu de ce. Nu vreau să judec pe nimeni, absolut, absolut pe nimeni. Nici pe mama, nici pe tata, nici pe bunica, nici pe bunelul, Așa a fost să fie. Și asta m-a creat pe mine. Am dus o copilărie interesantă. Am avut activități, am cântat la gitară, într-o formație cu prieteni. O să spun, am fost o echipă de cună și aceeași idei. Clasa 9, 10, 11, ne rugau și la colegii, la sereți să cântăm. Toate că nu știe mult cânt. Da, cele care le știam, cu cele care am început, cu cele și-am terminat cariera de artiști. Din colegi de clasă, părintele, coleg de clasă, stabilit pe loc, părintele Lucian, care am fost prieteni foarte buni în școală. Unii sătemii mai spun părintele Luis, pentru că așa este numele meu de mic copil. Acest nume este pus datorită tatălui meu, pentru că tatăl meu îl chema Luis. Familia lui era Salazar Barauna. Și mamica mea îmi spunea, practic, că era o parte de oameni care spuneau că e rușine să te căsătorești cu cineva străin. Dar eu personal, când eram mic copil, nu prea am simțit cineva să mă discrediteze cumva, spunându-i că tatăl tău e străin și tu nu ești ca noi, niciodată, mai ales că am avut și un coleg de-al meu de clasă, foarte bun, foarte bun prieten, se numea Eduard Racu, îl mai știam și de Edic Manțunga, așa după cât îmi amintesc eu din școală. Iată aici vedem dosarul personal al tatălui meu, este o copie a dosarului, deci 1 septembrie 1977 și poza dumnealui. Tatăl meu în Chile a plecat când eram eu încă în școală, eram prin clasa a 7-a, undeva cam așa. A plecat în țara lui. Îi mulțumesc Domnului că am venit pe acest pământ și mulțumesc părinților mei, așa mi-au dat viață. Am aici în față câteva fotografii, aici vedeți tatăl meu făceau cândva concert pentru tineret. Dumnealor cântau la Palatul de Cultură, așa iată aici el cânta la gitara bas
Și iată, vedem că probabil mămica mea Dicea aș făcut cunoștință. Câteodată când mai stau de vorbă cu ea, spunea că pe tatăl meu l-a văzut cântând la gitară. Și s-a îndrăgostit așa de el, când, văzându-l cântând la gitară. Formația noastră, Gaudeamus, clasa a nouă, eram tineri și frumoși. Cântam la gitară cu 6 corzi. Aș încerca să cânt, dar nu știu dacă s-ar primi. Gaudeamus. Nostalgie? Și o poză la grădiniță. Am spus că eram sau moldovan sau clown. Cred că așa e și până în ziua de azi. Asta e unica poză care s-a păstrat sau care este mamea cu tatăl. Din dreapta îți primești că-i mama și e tatăl meu, Luis Alberto López da Souza. Tata mai comunic prin internetul, păi ne scrie. N-am avut încă așa comunicare verbală. Și comunica. Mai am 4 frați și sori. Dacă aici profilul tatălui mai ies și o fotografie de mine încărcată. Rar o văd pe online. Încerc să-i scriu, poate a vedea mesajul și să răspundă. În ce așa? În limba rusă îi scriu cu litere latine.
Am avut trecută țară, poate o și cunoaște leacă, dar... Am discutat rar. Prin 2004 am început a comunica. Mai întâi era telefonul fix. Găsit că internetul nu era așa dezvoltat pe atunci. Tatăl meu m-a etichetat într-o fotografie și din ziua și a început a apărea rudele. Lucrez în calitate de inginer în domeniul telecomunicațiilor. Reparăm stații de telefonie mobilă. Configurăm, reparăm stații noi, construcția turnurilor, montajul antenelor. Am lucrat la Ucraina, am lucrat în Rusia, am lucrat în România. Nu m-am gândit niciodată că să ajung să lucrez la înălțime sau ceva de genul ăsta. Dar și soarta a hotărât. Și chiar în pace. Nu ne putem închipui viața fără telefon mobil. Chiar singur dacă ies din casă și sunt cu telefonul, nu mă întorc acasă și îl iau. Priveliște de sus e frumoasă. Putem să spunem că stă el lumea la picioare. Urc, îmi fac treabă și îmi cobor. Lucrul meu unește oameni. Poate numai prin voce, poate numai prin imagine, dar îi unește cumva. Ia duce mai aproape. Și pe mine, la fel. Mi-am găsit verișoare, surori, frați, taică, bunică. Asta sunt tehnologiile informaționale de ziua de azi. Dați-mi hârtii înapoi. Eduard, mi-e dor pe tine. Cât costă asta, Ali? 60. Așa. Ai împachetat? 2 lei aveți? Împachetat ai? Sunt din sub masă. Da, alt culoare. Sașa, zic-te și la care l-a tomat. 25. 25, da? 40 rotunde. Ei, da, 200. 300, nu vrei rotunde? Ai mai dat din pomară. 250 rotunde. Mai dai din pomară, zici că ai zilipiți cu plecă. Eu nu dau pomară, dar primiți. Pomană, zic. Da, pomană. Pomană îți vă dă duminică la cimitir. Da, de ei noi trebuie să dăm, dar el aici are multe. Mătru, dă-mi te rog 3 borcane de iestă. Așa era în mișcare lui. Da, puteți 60, nu vrei? Mai mari? Mai mari. De iestea 2. Mă
Da, pachet. Nu, nu trebuie să... A, ori apă de... Aici de este mare? Da, mijlocii. A, mijlocii. Da, pachete. De aici pide este mici. Cât îți iei de aici? 6, da? Da, 6. Da, 6 și bolă 7. Da. Hai să o coatim cât trebuie să dau. Nu trebuie nici cât am. 60 este eliminat. Apropiem de Țaul, satul meu de Baștină, satul unde am copilărit, am crescut, m-am format. Sper să găsesc mătușa mea, sora, mama mea și cei mai mari, care tot acum locuiește în Chișinău, dar la sărbători ne întâlnim, întâlnim la Casa Butnici. Vin rar, foarte rar, la Blăjini, doar sărbătoarea asta mă trage în coaș. Și-i să faci, așa-i timpul. Hristos a înviat. Haideți cu dumneavoastră să spunem rugăciunea Tatăl nostru frumos, dar să o spunem în formă de cântare. Așa, puțin ne-am ridicat, am pus așa amănunțele. Tatăl nostru, 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 care ești în cer, Tatăl nostru. Aici sunt repasații bunii, care au trecut pălăria. Ой, привет! Как дела? Потихоньку. А ты что? Я вас жду, тетя Леду. Мы хотим посадить цветы. Садить? Угу. Что вы там? Приехали на чуть-чуть? Да, на чуть-чуть и обратно. Мама не приехала? Нет. Этим летом. Приедет? Да. Она мне уже столько обещает, я уже не могу прямо ее дождаться. Приедет. А ты как? Хорошо, работаем. Не-не-не-не. Будет интересно. Будет интересно, ну давайте. Давай. Все, привет, мама. У вас как дела? Потихонечку. Потихонечку. Что, без дяди Саши трудно. Mm-hmm. Вот, иду к нему. Мне лады чудат, когда я не изучал. Буника, а я 33, да, а ком, релатив речан. Sunt se dureri și atunci și atunci. Cu ei am fost de la început, practic. Mi-aduc aminte odată, mă duceam desori cu bunelul la magazin. El să mă ducesc, mi-a luat câte un pahar de vin, m-a luat și pe mine. Îmi zice cu mine, hai rusul meu. De ce rus? Cred că n-am reușit să-l întreb. Eram mic când. O decedat. Fost amă în viață, îl întrebam, de ce rus? Totodată când mi-aduc aminte, chiar m-am flores. Ziua mormântării, țin minte. 1 decembrie, ninge, era fric, plângea. Tare. A fost politic executat.
штатами. Россия изучает на Сибири. У ревенит, что с господарством какое-то. Какое-то касса, сарай, вещь. Что-то сатул, что ек, я рау мештербун. Вообще уж, ферестри. Купи ее, посмотри, чтобы меньше мог рискуть. Cea de voie și cea fără de voie, că tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormite. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Fratele nostru, coleg, Hristos a înviat! Bine ați venit la bunei! Dumnezeu să ierte! Ce mai faci? Da, ce mai faci? Muncim, venim rar cu oțaul. Mai poftim, adică, la... Când venim, e ca așa, spre regret, e ca așa. Hai să-i pomenim, să ne rugăm împreună pentru odihnă. Da, hai să ne rugăm. Hristos învia de mort, cu moartea, prin moartea călcând. Și celor din morminte, viață de ruină. Când ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, Olga, Nechifora, Isa, Ana, Hristoase Dumnezeul nostru, ce ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Ficătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Să trăiți să-i pomeniți pe bunei dumneavoastră, acei bunei care v-au crescut până la maturitate, care v-au ajutat. E de datoria noastră să-i pomenim pe acești bunei ai noștri. Și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Trăiți mă bucur pomeniți. Că te-am văzut, părinți și colegi. Fiți sănătos, că Doamne ajută. Sănătate la colegii noștri. Hai, Dumnezeu să ierte. Un vin prin sat, mă, de câtă să-mi spune. Hai, cu Doamne ajută. O zi frumoasă și binecuvântată să aveți. Da, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Pomeniți. Suntem neam, iai tu Vasile, dacă o știi, tu ți-ai minte. Care Vasile? Tudrița. Apoi soră cu Olă și nu ți-ai minte. De unde Vica. Poște? Nana, Vica. Dege Vasă, Dege Vasile Tudrița. A este aici, pe marginile trăit, care a avut Valeric și a murit.
Vica. Dacă el e aici, da, da. El e fratele lui Mamuca sau lui Tatuca? Da, Mamuca. Da, mă, Vica e verișoară cu mama. Da, Vica, știu că e verișoară, de care e... Da, e singur cum. Dar mă tale cum îți spune? Da, eu, după bărbat, Vasile, mă, da. Nu, nu, Elena, nu mă interesează Elena, familia. Elena, Elena, Elena. Ai de gând să te măriți. Ei, dacă după ce îmi sunt de remă, lui. Măcar atât, că n-are și nici în afară de singur, măcar tu vii și Vica tot, vii și Vica. Da, dar mâine să vii și Nana Lidă, dacă știi, sora lui Raia. Aha, știu, știu. E mâine, dar eu azi așa o leacă. Dar noi mai avem, încă de atâta azi. Hai, da, dăm și să mă așa. Ea aici era la noi colegiul și erau diferite. Mamă, nu povestea asta. Păi, ia uite, nații de bărbat, de ăștia. Și eu a trăit cu unul. Și cu... Da, a născut copil și s-a dus la Rusie, nu știu pe unde. Și pe dânsul l-a crescut bunica. Mamuca lui e Olea. L-a crescut din ei copil. Și e că o pomenește, vine în tătană, ghetul băiet. Ce să fac? Mamuca l-a crescut, n-are încotro. Vicine. Vin în fiecare primăvară. De când eram aici tot mic, și tot vin și vin. Am înțeles cu bunica de acolo e vii. Ce știi de mine? Și tare vrei să mă var. Și eu tot tare vreau să eu, bunica din Capul Verde s-o văd, am eu o atracție față de bunicile astea, cred că. Pur și simplu vreau să o văd. Rădăcinile de pe linia tatălui să le cunosc, rudele de acolo, eu cred că sunt multe. Cam numai 5 frați, tata are 2 surori, verișoare, nepoței, cred că trebuie să fie. Dar vreau chiar la noi să sunt. Tare. E cum timpul buneilor tare răbdrește. Care peste 80 de ani, peste 80. Clar, și-i firesc. La vârsta asta timpul trece. Народный артист. Знаешь, что я не знаю, я не могу контактировать, потому что я уже обещал в сайте, я не могу фотографировать. Здесь все примат. Да я вам возьму.
Bun. Pentru că știi, rădăcinile. Păi mă, duce anul ăsta încolo, că el zice că mama lui e încă-i zi, bunica mea încă-i zi. Și el, dacă nu vrea să mă vad, mă duc și să-mi văd bunica, că bunica vrea să mă vad. A, da? Da. În primul rând, ești scumpără de îmbrăcat. Trebuie să, că tu nu ești, tu nu ești însurat, măi, păi s-a uitat cineva la tine. Păi te-a zamici cineva. E vreme de culcare la mine și văd că slabă e astăzi. Hai, tu acel pot. Te-am pupat. Chiar mă, mi-a mutat de asta despre dumneavoastră. Tu și artist? Prima dată am auzit. Mult am auzit prima dată de când filmăm tot chestia asta și facem. Și coincident, părintele, tata părintelui Lucian cânta la chitară bas, părintele Lucian a cântat la chitară bas. Tatăl meu a cântat la chitară cu 6 corzi, el tot a cântat la chitară cu 6 corzi. Ceva, cred că genetic totuși se transmite, artistismul este, e bunel meu, artist, portughez. Aia că este bunel, Mario Souza. Tatăl meu și două surori, bunel din Portugalia, artist. Ne scriem așa cu taicul meu o dată în lună, poate. Dar așa vorbit, nu prea vorbim, că mă rog și el a uitat limba. Câteodată răspunde dacă eu mai... Câteodată nu. Cum vedem? Da? Привет! Привет! Как дела? О, нормально. А у тебя? У меня тоже хорошо. Ой, как ты, Мила? Мила на Дальнем Востоке. Мила на Камчатке. Она давно уехала туда. Угу. Сейчас где живешь? В Тарафале или в Прае? Ну, в Прае. Сейчас я в Прае. Вина. Мы... Расстались? А у тебя? У меня детей нет. Почему? Не научился делать. Ой, хорошо. Идем. Что? Я очень рад. Я тоже очень рад. А ты трудно говорить сейчас по-русски. Так учи русский, вспоминай. А забил много слова. Это ничего страшного. Так что, как делаем? Я увижу бабушку или нет? Ты можешь видеть? Она сейчас спит. Кто, бабушка? А, передай привет ей. Окей. А работаю 89 лет. Сколько? 89.
89? Десь. Старенькая. Prima dată am vorbit cu dânsuși online, video. Până la asta am vorbit la telefon. Dacă accept să vin încolo să văd bunica, să mă duc. Cum scrie verișoarele mele, eu am fost profesoară de clasele primare și o școală e numită în numele ei, undeva în Capul Verde. Сразу мы бы к тобой не косовали. Сейчас сам спал.